Bună ziua și iată-ne astăzi împreună la deschiderea bâlciului tradițional din municipiul Roman. Așa cum știți, în acest an am organizat acest eveniment în complexul Moldova, Clopențul de Agrement Moldova, încercând să aducem, să reinviem tradițiile de altă dată, faptul că aici, în această perioadă, în decursul timpului, a funcționat bâlciul de la Roman. Administrația publică locală a făcut eforturi pentru a putea organiza acest eveniment. Ne bucurăm că putem oferi aici o paletă diversă de activități. Vorbim de la activități comerciale care au fost structurate pe mai multe categorii, mărunțișuri, partea de fast food, partea de terase și restaurante, partea de pielărie și alte articole de îmbrăcăminte și vestimentație, iar aici, în proximitatea noastră, parcul de distracție, astfel încât să găsim în această zonă tot ceea ce ar fi necesar celor care doresc să se relaxeze sau să găsească un produs mai deosebit și care îl găsesc doar în această perioadă sau doar la anumiți producători și totodată câteva momente de relaxare pentru cei mai mari sau pentru cei mici. Așa cum vedeți, sunt mașinuțe, aici vedem carusel pentru cei mici și tot felul de aparate pentru distracție. Mă bucur că am reușit și le mulțumesc celor din aparatul de specialitate, Direcția de Servicii Edilitare, Direcția de Administrare Piețe și celorlalți implicați în organizarea acestui eveniment. L-am făcut așadar cu forțe proprii și sperăm noi că toți care vor veni se vor simți bine și se vor bucura. În aceste zile va fi o perioadă, începând de astăzi, vineri, până marți, 6 august, când este sărbătoarea noastră și sunt convins că ne vom regăsi cu toții aici să ne bucurăm de câteva momente de relaxare. Am să îl rog acum și pe domnul deputat, prima dată mulțumindu-i că a fost cel care ne-a dat imboldul și ne-a susținut pentru organizarea acestui eveniment și chiar a spus că lucrul acesta trebuie făcut cu orice preț și să încercăm să-l organizăm. Îi mulțumim că ne-a susținut oriunde am avut nevoie, că a trebuit să facem suplimentare de energie electrică pentru postul trafo și a vorbit să depunem și să ne se aprobe această suplimentare de putere, să obținem și avizele, toate avizele în timp util și sigur să ne spună care e impresia acum la sfârșitul muncii noastre comune. Vă rog, domnul deputat. Mulțumesc, că vă salut și eu. A doua promisiune pe care o îndeplim, prima a fost cea cu apa vitală, când toți ceilalți în perioada campaniei electorale spuneau că niciodată Romanul nu va trece la apa vitală, că Romanul va rămâne la apa serv. Iată că e un lucru înfăptuit. V-am promis că în luna iunie vom trece la apa vital. În luna iunie am trecut la apa vital. Deja operează, deja se încheie contracte cu societăți, cu asociații. Lucrurile merg într-un demers bun. Vedeți deja și rapiditatea în intervenții, o altă atitudine. În momentul când se sună la dispecerat, se înregistrează, se intervine destul de rapid, vedem cu tot o altă atitudine. Pot să vă informez că deja apa vitală a reușit să reducă din pierdere de apă undeva între 4 și 5% de când au preluat în nicio lună de zile. Deci lucrurile se întâmplă și ne bucură că avem un partener serios. Ne dorim să micșorăm și pe timpul nopții perioada de oprire. Deci avem discuții foarte bune împreună cu domnul primar. Promisiune făcută, promisiune îndeplinită. Al doilea, în campanie am promis așadar că vom relua tradiția și vom reînființa această activitate, iar Marocul de la Roman, Pâlciu de la Roman, foarte mulți își pun diferite întrebări și e bine când întreabă, e mai prost când cineva își dă cu părerea și nu știe. Pentru că unii zic, dar de ce nu s-a făcut pe deal? Dar de ce nu se face pe vale? Dar de ce nu se face în sud? Dar de ce nu se face în vest? Pentru că trebuie să îndeplinești anumite condiții. Trebuie să ai putere de energie ca să poți să desfășori activitatea, trebuie să ai apă, trebuie să ai canal, trebuie să ai aviz de la DSP, trebuie să ai aviz de la DSV și mai ales de la ISU. Nu-ți dă în orice condiții și oriunde, trebuie să ai anumite locații astfel încât să îndeplinească minimele condiții astfel încât să poți desfășura această activitate. Anul acesta este aici. Vom vedea pe viitor
ce vom gândi și vom putea determina, pentru că aici avem viziunea în continuare de a deschide și cinema un aer liber, de a aduce și anumite spectacole, dar anul acesta aici e o infrastructură care ne permite să avem o activitate frumoasă. Am trecut peste tot și e o îmbunătățire față din alți ani. Mie îmi plac lucrurile să fie de calitate într-un mod civilizat și curat, ordine și curățenie. În ultima vreme se cam pierduseră din acest lucru. Cred că și locația impune respectarea unor norme de ordine, de curățenie, de atitudinală chiar, și eu sper să fie un succes în acest an. Știu că romașcanii și-au dorit, nu numai romașcanii, și cei din jurul Romanului, dar cei care sunt aici cred eu că vor avea grijă mărită și față de ordine și de respectarea normelor și conduitei și curățenia. Le-am și atras atenția în acest sens, pentru că ne dorim să rămână o locație curată, îngrijită. Iar cine intră într-o zonă de derapaje să înțeleagă foarte clar că de la anul numai are ce căuta la evenimentele organizate de primărie. Cine respectă și noi respectăm, respect contra respect, pentru că acest respect cumulat se adresează romașcanilor și romașcanii merită acest respect. Domnul primar, felicitări echipei din primărie, dumneavoastră, pentru implicare. Iată, deci, încă o promisiune rezolvată, respectată. Vă mulțumesc. Să ne continuăm drumul, să vedem ce mai ne mai oferă participanții. Mulțumim!